You're on the new side. Bună ziua, suntem gata. Am spune, mă numesc Radu Marian, sunt deputat în Parlament, președinte al Comisiei pentru Buget și Finanțe. Tocmai am adoptat în lectura a doua proiect de lege pentru modificarea legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. E un proiect cu impact extrem de important pentru Republica Moldova, pentru securitatea energetică, pentru viitorul energetic, pentru a promova resursele energetice regenerabile în țara noastră. S-a lucrat foarte mult timp la acest proiect și cred că cea mai importantă modificare ține de faptul că mult mai mulți cetățeni vor avea acces la această energie regenerabile. Am modificat mai multe reguli ca să spun așa, să democratizăm accesul la resurse regenerabile. Cu această ocazie, în vizită în Republica Moldova, cu ocazia adoptării acestei legi, este în vizită și domnul Artur Lorkovski, în partea mea stângă, care este directorul Secretariatului Comunității Energetice, care de-a lungul timpului a oferit un suport enorm autorităților Republicii Moldova pentru a ne întări securitatea energetică, în special în contextul provocărilor pe care le-am avut de înfruntat în ultima perioadă, dar și pentru a promova tot ce înseamnă energie electrică regenerabilă. Deci o să rog pe domnul președinte să spună câteva cuvinte. Avem și colegul care va asigura traducerea și, în ultimul rând, domnul ministru, o să rugăm pe final de conferință să ne explice în detaliu modificările acestei legi pe care asta am votat în lectură finală. Mr. President, please. Development of the renewable energy is non-regret option for Moldova. Moldova does not have anything else to be protected like fossil fuel industry. And that's why the fact that today the parliament adopted renewable law is a very important development in this direction. And I'm very proud that thanks to the very close cooperation with parliament and with government, the Secretariat had the opportunity to contribute to that process and to ensure full alignment of this law with the European Union legislation. Această elaborare care a avut loc astăzi în Parlamentul Republicii Moldova vis-a-vis de resursele regenerabile de energie sunt foarte binevenite, deci nu este deloc regretabil acest fapt, având în vedere că până în acest moment sursele de bază au constituit sursele fosile de energie care erau deci utilizate în mod tradițional. În acest sens, aceste dezvoltări, elaborări care au avut loc astăzi în Parlament, sunt foarte binevenite. Deci sunt niște amendamente care vin în concordanță cu deci, standardele UE și din alinie cu, deci, cu ISU, UE, deci, în cooperare cu Secretariatul Comunității Energetice. The future of the energy system of European Union is based on renewables, and this strategy is crystal clear for the energy union, for European Union. Okay. Deci, viitorul este, bineînțeles, constant sau se bazează anume pe sursele regenerabile de energie, care sunt o alternativă deci, stabilă în comparație deci, cu sursele tradiționale, cu cele care... The adoption of the law so makes also Moldova closer to the European Union, and this is extremely important a day after the European Commission recommended to open negotiations with Moldova. Și adoptarea acestei legi este foarte binevenită și deci este un semnal de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană, în special important în perioada în care Comisia Europeană deja a adoptat decizia, a luat decizia ca să deschidă recomandarea de deschidere negocierilor. However, it is not the first achievement Moldova can record in the last months and in the last months. Totuși nu este ultima realizare pe care Republica Moldova a atins-o în ultimele
buni. Moldova made the biggest achievement as championing when it comes to the approximation to the European Union law. Deci Moldova a realizat o, a efectuat o realizare remarcabilă atunci când vorbim în linii de apropiere de legislația UE. Among other legislation, the law on the energy efficiency, the law which allowed the proper unbundling of the gas transmission operator are the most important examples for this progress which has been achieved. Deci, pe lângă această lege, este foarte important și aspectul de eficiență energetică, care vizează deci decomasarea deci acelui operator deci care se ocupă de gazele naturale. As Moldova, I hope, will soon open the negotiations with the European Union on the accession, a lot of work remains ahead of us. Și Republica Moldova a lansat deja negocierile cu Uniunea Europeană, cu Comisia Europeană în acest sens, și ne așteaptă încă multe realizări în acest sens, sunt multe de făcut încă. The most important would be the integration of the electricity markets with the European Union, and we hope also to contribute to this process as an energy community. Și cel mai important thank you very much. Deocamdată să ne raliem, să ne conexăm cu sectorul de energie electrică din Uniunea Europeană. Și acesta este un lucru indispensabil pentru viitorul țării noastre. Stimați colegi, eu mă bucur că astăzi finalizăm un proces și aproape finalizăm și vot. Astăzi în Parlament s-a votat în lectură finală legea cu privire la energie, promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, ceea ce încheie un proces care noi l-am început încă din 2018. În 2016 legea cu privire la energie regenerabilă când a fost adoptată, a intrat în vigoare în 2018 și de atunci toată lumea se așteaptă când la noi o să apară parcuri, eoliene, parcuri, fotovoltaice, etc., etc. Uite că până recent, în afară de consumatorii individuali care și-au instalat capacități, deci în primul rând panouri solare la ei pe, la locul lor de consum, nu prea au existat aceste investiții masive. Odată cu aprobarea acestei legi, noi urmărim câteva elemente. Unu, să declanșăm licitațiile pentru capacitățile mari de energie regenerabilă. Guvernul planifică să scoată la licitație peste 50 de megawatts de energie solară și peste 100 de megawatts de energie eoliană. Ceea ce înseamnă că împreună cu instituțiile de finanțare care vor sunt gata să finanțeze asemenea proiecte, diferiți participanți vor veni pe piață, vor finanța, vor oferi un preț și cine va oferi cel mai bun preț, cel mai bun preț pentru consumator, va obține dreptul să livreze această energie următorii 15 ani cu prețul cu care a licitat. Astfel, noi suntem siguri că în timpul, în următorii ani, vom vedea primele parcuri mari și fotovoltaice și eoliene. Astfel ne vom putea realiza cu certitudine țintele noastre, obiectivele de a ajunge la 30% de energie electrică din surse regenerabile până în 2030. Eu cred că noi aceste ținte le vom depăși, dar mizăm, cel puțin am creat mecanismele așa ca cel puțin să fim siguri că noi le atingem. Doi, am creat mecanisme, am introdus niște corecții în mecanismele care țin de promovarea energiei regenerabile la consumatori. Și aici am făcut câteva elemente. Prima, da, am schimbat mecanismul de la contorizare netă la facturare netă, care face acest mecanism mai puțin atractiv din punct de vedere financiar, dar mai simplu de implementat din punct de vedere tehnic, pentru că acum nu ești legat la locul tău de consum să-ți instalezi neapărat spunem, sursa de generare. Asta ușurează viața, spre exemplu, a primăriilor, care pot să utilizeze un singur loc unde se genereze energie electrică din surse regenerabile pentru a alimenta școala, grădinița, casa de cultură, ce mai este prin primărie. Deci sunt proiectele devin, pe de o parte, mai
spunem, puțin atractiv financiar, dar mai comode din punct de vedere tehnic, iar această încercare de a reduce din atractivitatea financiară acestor, acestor mecanisme vine ca răspuns pentru a încerca să oferim această posibilitate, acest drept de a instala surse regenerabile la consumatori, cât mai multor consumatori. Astăzi noi avem circa 3.000 de consumatori. Bun, până la sfârșitul anului poate o să avem 5.000 de consumatori care, dacă păstram mecanismul vechi, în scurt timp epuizau tot ce puteam noi să instalăm pe panouri fotovoltaice. Deci, după ce se încheie, după ce, nu știu, vreo 10.000 de consumatori își instalau, 20.000, hai. Restul tăți rămâneau fără cote. Rămâneau fără cote spitalele, rămâneau fără cote primăriile, rămâneau fără cote alții. Deci noi acum vrem să ne asigurăm că toată lumea, într-un mod nediscriminatoriu, sau cel puțin, dacă nu toată lumea, atunci cât mai mulți vor avea o posibilitate să beneficieze de aceste mecanisme. Noi suntem absolut siguri că aceste mecanisme și investițiile în energie regenerabilă vor rămâne atractive pentru consumatori și suntem absolut siguri că investițiile vor continua. Pentru noi, principalul lucru care trebuie să-l realizăm dincolo de promovarea energiei regenerabile este să ne asigurăm că noi avem consum pentru această energie. La noi, rețelele fizic rezistă la energie regenerabilă cu mult mai multă. Problema noastră e că noi nu avem un consum. Noi avem un consum foarte jos. Și atunci, noi trebuie să promovăm electrificarea transportului, electrificarea unei părți de încălzire, răcire, trecerea la pompe termice, pentru a putea integra în rețea tot mai mult și mai mult energie regenerabilă. De asta, această lege pune bazele acestor procese, care eu sunt sigur că vor transforma fața Republicii Moldova în următorii ani. Și mulțumesc Parlamentului pentru sprijin. Mulțumesc Secretaratul Comunității Energetice, la fel, pentru ajutorul, pentru consultanța, pentru ghidarea noastră în acest proces și eu sunt sigur că într-un final de la asta vor avea de câștigat toți consumatorii și noi ca și societate, ca și țară. Vă mulțumesc! Mersi mult, domnul ministru, dacă sunt întrebări, dacă nu sunt, vă mulțumim foarte mult pentru atenție și vă rămân zi frumoasă. Deci, jurul nici nu sunt o cameră.